urmează imediat. Sunt în intersitul de Constanța, care a plecat la 75 din Gara de Nord. Ștefan caută pe internet. Deja am intrat pe pod și uite și podul vechi. Asta e podul vechi al lui Angel Salini, bijuterie. Prostie. Ce data? Nu vreau să mă mai etichetez, că am făcut data. Ce ai făcut? Aia cu numele în greacă. Las, dă pe mine, mă. Da. Pe aici cu mine. Ștefan Alexandru. Și sunt cu tine, cumva. Aia te încurcă, să știi, cu treaba, cu exala. Nu te mai găsești. Cum să scrii tu caracterele alea, că n-ai aici? Ștefan Andrei era ministrul de externe, cred că ai înțeles la cine mă refeream, nu? Da. Te-ai prins, nu? Credeam că la tine. Nu. Dar ce i-a venit lui să dea? Am avut atâtea poze, atâtea chestii, i-a dat la ilaia, că eram cu plajă la, în California, nu? Sau unde eram? Da. Nu era aia, în California. Poftim? Da, da. Se vedea roata aia mare de la Santa Monica. Uite ce frumusețe de potat. Lasă-l că dai mai încolo, de acum uite-te la pot și tu. Da, aia da. Poftim? Ba da, ba da, acum. Uite pot. Asta are restricție mare pe aici, vezi? Dar mașini pauze, te vezi tu, nici dreapta, nici stânga, niciuna. Incredibil. Chiar așa, pauză, fluviu Dunăre. Acum a trecut una, două. Ce spui? Am dat. Ai dat? Bravo. Dar n-am pus la poză. Cum? Am făcut ăsta la poză. Păi da. Fă tu, lasă-ți faci ție, da. Da, să stai cumva să... Dar nu ești tu, mă, tata, deloc. Stai mai în picioare, așa, mai încoace. Păi ești în umbră, nu, nu-ți dai seama, ești pe negru. Asta cât de cât sunt pe piesă. Dar tot s-o iei și taiurea. Trebuia în partea asta să evitați. N-am înțeles. Mai ziua asta. Nu știu că tine dată din casă să mai facem mai lumea. Acum nu mai stăm să... Acasă? Ba da. Aia putem. E contra și de-aia. Uite și dorobanța acolo. Județul Ialomița, intrăm în Constanța deja. Ok, este. A fost. Mai avem un obiectiv acum cu central.